Bianca Drăgușanu și Alex Bodin au apărut împreună, încercând să dea impresia că le merge foarte bine. Cu toate acestea, au fost surprinși în timpul unei discuții extrem de aprinse. Alex Bodin și Bianca Drăgușanu sunt la un pas de a divorța. Frumoasa blondină a depus deja actele și, dacă relația lor nu se va îmbunătăți, de pe data de 2 decembrie ei nu vor mai fi soț și soție. Deși Alex Bodi a fost surprins având un comportament agresiv cu Bianca Drăgușanu chiar în parcarea unui restaurant, cei doi soți au mers împreună la un eveniment mondial în aceeași seară. Au încercat să pozeze în cuplul perfect, însă, atunci când credeau că nimeni nu îi mai aude, au continuat să se certe. Pe ea, ei îi permit, dar eu nu am voie, virgulă îi reproșa Bianca Drăgușanu lui Alex Bodin, pe un ton ridicat. Mă cer cu amanta soțului meu, virgulă a recunoscut Bianca Drăgușanu atunci când a fost abordată din nou de reporter. Câteva secunde mai târziu, blondina a spus că a glumit, deși era vizibil supărată. Alex Bodin și Bianca Drăgușanu, primele declarații despre incidentul violent din parcare. Soțul Biancăi Drăgușanu neagă că ar fi vrut să o lovească pe Bianca sau că ar fi amenințat-o. Ba din contră, Bodin susține că își dorea să o ia în brațe. Într-o discuție prin telefon cu un reporter de la știrile Canal de, Alex Bodin a declarat că el și Bianca Drăgușanu nu au de ce să se împace pentru că ei nu s-au certat. Alex Bodin, eu am luat-o în brațe, s-a urcat pe mașină, am intrat apoi în restaurant, am plecat împreună. Ce cuțite, ce picioare să-i dau! Nu e de împăcat, noi nu am fost certați, să avem niște chestii. Pur și simplu de orgolii, niște reproșuri. Până acolo, demonstrează miaia, fă-miaia. Nici vorbă de cuțit. Doamne ferește! I-așa băgat telefonul și i-am zis, dacă vrei să scoți telefonul afară, îți rup geaca. Eu pot să fac orice și lumea interpretează cum vrea ea. Păi dacă ea se urca, păi poate voiam să facem dragoste pe mașină, de ce nu ați zis așa? Bianca Drăgușanu, te rog frumos să încetezi, Alex, cu atitudinea asta. Nu ai cum să declari lucrurile astea. Noi avem niște discuții, dacă se poate publice acum, despre relația și viitorul relației noastre. Nu mă simt datoare să dau explicații nimănui.